Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Avem pentru dumneavoastră în această seară un subiect interesant, dar în același timp un invitat special. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România a fost foarte amabil și ne acordă astăzi un interviu. Bună seara, bine v-am găsit, excelență, bine ați venit în Maramureș. I'm very happy to be here. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici. Aș vrea, în primul rând, să vă întreb dacă este pentru prima oară când călcați în județul nostru și mai ales dacă aveți ceva informații despre Maramureș când vă gândiți la județul nostru. Well, it is the first time I've. Într-adevăr, este prima oară când mă aflu în județul Maramureș și mă bucur foarte mult să mă aflu aici. Știam înainte să vin două lucruri despre această zonă. Știam despre Casa Memorială Elie Wiesel și știam despre Memorialul Comunismului. Un punct foarte important care, din câte înțeleg eu, explică exact cum era viața în timpul comunismului, exact ceea ce americanii trebuie să înțeleagă și, din câte am aflat, este o zonă foarte frumoasă. That this is an incredibly beautiful area of Romania. Ce știți despre Baia Mare? What do you know about Baia Mare? I actually didn't know much about Baia Mare before I came here, but it's a beautiful. Nu știam foarte multe lucruri înainte de a veni în orașul Baia Mare, însă am descoperit că este un oraș extrem de frumos. Am avut ocazia să fac o plimbare prin centrul vechi al orașului și să mănânc la un restaurant cu specific românesc. Am discutat și cu patronul acelui restaurant, un om foarte impresionant. Credeam că o să-mi spuneți despre Baia Mare, că ați auzit prima oară când a venit vorba despre zidul acela care se construiește în jurul cartierului de pe strada Horea 46. De fapt, nu a fost prima oară când am auzit despre această zonă, despre Maramureș. Voiam să vin aici înainte de a auzi despre povestea cu zidul construit pe strada Horea. Voiam să vin aici pentru că prietenii noștri, soții Kaufman, voiau să viziteze o zonă foarte frumoasă a României, iar din câte știam eu, Maramureșul este o zonă foarte frumoasă, o zonă pe care nici eu nu avusesem ocazia să o explorez înainte. Însă mă interesează foarte mult ceea ce se întâmplă pe strada Horea. Dacă tot am pomenit despre subiect, înțeleg că ați avut astăzi o întâlnire cu primarul municipiului Baia Mare și pe această temă. L-ați dojenit în continuare pentru acel zid sau care a fost concluzia discuției? Well, we had a very good discussion, actually a very frank and honest discussion. Într-adevăr, am avut o discuție foarte productivă cu primarul, a fost o discuție deschisă, o discuție sinceră și am descoperit că suntem de acord asupra mai multor puncte de vedere. Roma in some of these neighborhoods live in desperate conditions. Am descoperit că într-adevăr unii dintre romii de aici din Baia Mare trăiesc în condiții foarte dificile și am fost de acord că este foarte important ca acești copii ai acestor familii să fie educați. In addition to providing better living conditions. And well, let me finish because we discussed more than that. Aș vrea să vorbim în continuare despre această temă, despre zid. I-am spus domnului primar că mi se pare că acest gest de a construi zidul este unul care are un caracter provocator și că este un gest discriminatoriu, însă i-am spus trebuie să recunoaștem totuși meritul primarului, acela că nu a înconjurat toate cele trei clădiri cu acel zid. I-am spus de asemenea că am discutat cu oameni de acolo și am aflat diverse opinii pro sau opinii contra, însă chiar și aceia care erau împotriva zidului mi-au spus că într-adevăr acesta are totuși un rol de protecție. It was not the biggest part of the discussion. De asemenea, aș vrea să subliniez un alt punct. Cea mai importantă parte a discuției a fost, de fapt, aceea că am căzut de acord asupra faptului că eu, primarul și statul român trebuie să lucrăm împreună, trebuie să colaborăm pentru a îmbunătăți condițiile în care locuiesc romii. Am căzut de acord, de asemenea, că este foarte important să le oferim acestora mai multe variante și nu să încercăm să-i mutăm dintr-un loc în altul, ca și cum ar fi niște simple obiecte de mobilier. I-am spus primarului, în discuția cu primarul, am folosit o expresie tipică americană, verificarea budincii este, mă rog, verifici budinca atunci când o mănânci. Cu alte cuvinte, atunci când vom vedea rezultatele, vom putea să ne dăm seama care a fost soluția cea mai bună și singurii care își pot da seama dacă această soluție a fost potrivită sunt romi. And that the people who decide whether the pudding tastes good are the Roma, not the rest of us.
Însă am avut o discuție foarte detaliată despre diversele bucăți de teren și despre cum se poate realiza proiectul. Deci, ca o concluzie, am putea spune că a făcut un lucru bun. In conclusion, could we say that the mayor did something good? I think we should say that. Cred că am căzut de acord împreună cu primarul asupra faptului că ar putea exista un mecanism de soluționare a acestei probleme, însă și asupra faptului că este foarte important să continuăm să analizăm problema pentru a putea găsi soluțiile cele mai eficiente. De asemenea, să aducem și experți care să cerceteze și abia atunci vom putea găsi o soluție. Am înțeles, cred bine, că e prima dumneavoastră misiune ca și ambasador. Înainte ați fost consilierul vicepreședintelui John Biden. Cum vi se pare misiunea în România ca primă misiune diplomatică și cum ați reacționat, de exemplu, cu administrația publică locală, în general? Le-am spus adesea oamenilor că îmi place foarte mult slujba mea. I love doing this kind of work. Pentru că pot reprezenta Statele Unite ale Americii și valorile acestei țări. De asemenea, mă bucur că am această meserie, că am această misiune, tocmai pentru că și eu sunt român. Bunicii și străbunicii mei erau români din Chișinău, respectiv din Botoșani. Așadar, mă bucur că fac parte din această comunitate și că pot face ceea ce străbunicii mei nu au reușit. My great-grandparents were not able to do here in Romania. In terms of my interaction with discuțiile și interacțiunile cu autoritățile locale au fost foarte bune. Autoritățile din România au probleme, iar eu, în calitate de ambasador, am obligații, iar printre obligațiile mele se numără și aceea de a vorbi, de a lua poziție în anumite subiecte, însă am avut discuții cu diverse reprezentanțe ale autorităților locale și întotdeauna acestea au fost fructuoase. Ați avut probleme și cu corupția din administrația publică, fie de la nivel central, fie locală? Au existat unele companii americane, au acuzat faptul că există corupție, însă cred că mai degrabă problema este cauzată de lipsa de transparență și de lipsa de previzibilitate. De asemenea, ar trebui întărit statul de drept. Ați avut orice fel de alte interacțiuni pe această temă, propuneri legislative? Oh yes, I've been very active on these issues. I was active urging the president of Romania to reappoint the general. Într-adevăr, l-am încurajat pe președintele României să prelungească mandatul procurorului general. De asemenea, am avut luări de poziție în ceea ce privește statutul ANI, dar și în ceea ce privește modificarea legii proprietății pentru a permite confiscarea averilor. Am luat poziție și în ceea ce privește limitarea imunității parlamentare și încurajez reformarea sistemului judiciar și aducerea de persoane noi în sistem cu o perspectivă nouă. Însă punctul central, aș spune, a fost discuția de săptămâna trecută dintre președintele Obama, vicepreședintele Biden și președintele Băsescu, care a fost încurajat de către președintele și vicepreședintele american să continue reforma, pentru că aceasta este foarte importantă pentru statul american. De ce este important pentru Statele Unite? Pentru că Statele Unite își doresc un aliat puternic, un aliat de încredere, iar pentru acest lucru este nevoie de o piață liberă. Iar toate aceste lucruri se pot realiza doar dacă există stat de drept, transparență, previzibilitate și un sistem judiciar mai puternic. Ați vorbit despre un aliat puternic. În opinia noastră, cât la sută reprezintă scutul antirachetă ce se va monta în România o amenințare și cât la sută, hai să spunem, un mod de a te apăra în condițiile în care suntem aproape de granița fostului URSS? The missile defense program is a reflection
Alegerea României dovedește încrederea pe care Statele Unite o au în România, însă vorbim aici nu doar de încrederea Statelor Unite, ci și de încrederea Alianței Nord-Atlantice și a restului Europei, aceea de a plasa României rolul de a apăra teritoriul european. The rest of Europe is and NATO is willing to rely on Romania to perform this critical function. And I think the extent to which it places any risk for Romanians is a function iar, of how effective it is. Măsura în care reprezintă sistemul de apărare antirachetă reprezintă un risc depinde de eficiența propriu-zisă a sistemului, dar și de sofisticarea amenințării venite din partea inamicilor. Însă, după părerea mea, există un risc scăzut, iar principalul rol pe care îl va avea acest sistem va fi de a descuraja orice atacuri cu rachete. Sistemul terestru Aegis SM-3 este cel mai eficient astfel, asemenea sistem din lume. A fost testat de peste 20 de ori și, după părerea mea, este extraordinar de eficient. Hai să spunem toate aceste lucruri pe care le fac americanii în România, dar și românii pentru americani vor, să spunem, rapidiza puțin problema ridicării vizelor pentru români. Asta în condițiile în care, de exemplu, un vecin cum este Ungaria nu mai trebuie să primească viză pentru a ajunge în America. Și nu au un scut antirachet. And they do not have a ballistic missile shield. Well, the thing that will help, there are two things that will help Romanians get into the visa waiver program. One, există două cazuri privind programul visa waiver. În primul caz, dacă legislația rămâne neschimbată, atunci condiția este ca numărul, procentul de refuzuri să scadă sub 3%, iar acest lucru se va întâmpla doar dacă economia României se va îmbunătăți, astfel încât oamenii să înceteze să mai solicite de nenumărate ori viza cu intenția de a merge în Statele Unite pentru a se stabili acolo și nu pentru a vizita Statele Unite. Ungaria a intrat într-adevăr în programul Visa Waiver, dar a îndeplinit toate aceste condiții. Nu i s-a făcut un favor. Dacă economia României se va îmbunătăți, oamenii vor alege să rămână în România și nu vor mai intenționa să emigreze. În al doilea caz, este posibil să se schimbe legislația. Președintele Obama a propus schimbarea legislației. În acest caz, criteriul de evaluare a unei țări va deveni durata de la momentul expirării vizei până la momentul în care o persoană părăsește teritoriul Statelor Unite. Președintele Băsescu și eu credem că luarea în calcul a unui asemenea criteriu ar fi favorabilă României, dar întrebarea este, va trece această legislație, va fi adoptată sau nu. Nu știm dacă acest lucru se va întâmpla. Noi îl susținem și îi încurajez pe liderii români în momentul în care ajung la Washington și discută cu omologii lor din Statele Unite să susțină modificarea legislației. În cazul acesta rămâne doar ca economia să meargă mai bine, dar ce șanse sunt dacă în America e criză și ea se resimte și în Europa? Într-adevăr, sunt de acord că situația... Eu sunt un optimist prin definiție și sunt de părere că lucrurile se vor îmbunătăți în Statele Unite. Sunt de acord că, având impact asupra Europei, criza din Statele Unite ar putea avea impact și asupra României, însă sunt de părere că situația economică din Germania, Franța, Italia, Spania și Marea Britanie au un impact mult mai puternic asupra României, pentru că aceste țări reprezintă principalele piețe de export ale României. În acest moment, situația exporturilor României este una foarte bună, dar dacă acestea vor scădea, atunci economia României ar putea avea de suferit. But when I discussed this with President Obama and Vice President Biden,
Am discutat despre acest lucru cu președintele Obama și cu vicepreședintele Biden. Sunt de părere însă că guvernul României a luat unele decizii foarte curajoase, necesare într-adevăr pentru a îndeplini condițiile impuse de FMI. Printre acestea se numără creșterea taxelor, reducerea dimensiunilor aparatului de stat, reducerea pensiilor. Și cred că toate aceste măsuri luate de guvern vor ajuta economia României în momentul în care creșterea economică se va relua. In Europe, generally. Știm că în Statele Unite ale Americii există un președinte nou, un președinte, românii poate îi spun, special. După părerea dumneavoastră, e pregătită România, din ce informații aveți, pentru un viitor președinte femeie? Nu văd de ce România nu ar putea avea într-o zi o femeie președinte sau chiar un președinte de origine romă. Pe măsură ce România își îmbunătățește democrația și oferă din ce în ce mai multe posibilități cetățenilor săi, cred că se va atinge și acel obiectiv despre care președintele Obama a vorbit, și anume îmbunătățirea, sporirea democrației. Aș vrea să vă întreb ce urmează pe agenda dumneavoastră foarte apropiată, acum că închidem și interviul nostru de astăzi, pentru care vă mulțumesc foarte mult. Ce vă doriți să vedeți în Maramureș? Vom merge chiar mâine la Casa Memorială Elie Wiesel, așa cum am mai spus. De asemenea, vom avea și câteva drumeții montane. Sunt foarte multe orașe foarte frumoase aici în zonă și sunt convins că orice ceea ce vom vedea va fi minunat. Ați prelungi misiunea dumneavoastră în România după ce se încheie ca și ambasador? And what will you tell Americans about Romania? Well, first of all, înainte de toate, aș vrea să menționez faptul că sunt român, așadar inima mea este în România și chiar și după încetarea mandatului voi continua să mă întorc aici pentru tot restul vieții. Însă dorința mea cea mai arzătoare este aceea de a fi alături de copiii și nepoții mei, iar aceștia nu locuiesc în România. Ce le voi spune americanilor? Le voi spune că poporul român este un popor compasiv, românii sunt extrem de inteligenți și amuzanți. Sunt printre cei mai inteligenți și amuzanți oameni din lume, iar România este una dintre cele mai frumoase țări, dacă nu din lume, cu siguranță din Europa. Așadar, îi voi invita să vină aici, să cunoască poporul român și să vadă frumusețile României. Thank you very much. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sighetul de azi. Îi mulțumim încă o dată domnului ambasador și sperăm că ați fost alături de programele noastre. O seară bună!